Salutare, dragilor, bine ați venit pe la noi. Cristian Trăboi este numele meu și dacă în videoul precedent am discutat despre posibilitatea prăbușirii piețelor financiare în următoarea perioadă, cel puțin din punct de vedere fundamental, și am văzut care sunt opiniile marilor investitori la nivel global, în acest video aș vrea să discutăm despre această posibilitate de a se prăbuși piețele, însă aș vrea să discutăm din punct de vedere tehnic, da? Deci, din punct de vedere fundamental, am văzut că, o să vă las un link în descriere, am văzut că mari investitori din lumea asta investițională spun că în următoarea perioadă sunt șanse foarte mari ca piața să fie în scădere. De ce? Din cauza faptului că companiile or să aibă cifre de afacere în scădere. Da? Deci cifre de afacere în scădere, piețele o să fie în scădere. E destul de simplu. Haideți să vedem dacă se regăsește același lucru și din punct de vedere tehnic pe grafice. Și ca să dezbatem acest lucru, aș vrea să luăm în calcul ceea ce se cheamă S&P 500, care este un indice global al pieței din America. El ia în calcul cele mai mari 500 de companii din America. Da, și aș vrea să-l dezbatem un pic din punct de vedere tehnic. Cam așa arată graficul lui S&P 500, care începe din 2009, aici în partea din stânga jos, în 2009, până în prezent. Și ca să-l dezbatem, aș vrea să luăm în calcul câteva lucruri ajutătoare. Primul lucru, aș vrea să trasăm o linie, această linie neagră, care se cheamă linie de trend. El unește două minime și două maxime consecutive în creștere. Acum, ce sunt minimele și maximele astea? Păi haideți să le vedem. Avem aici în zonele de jos ale acestui grafic, avem minime. Minime, 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 minime. Minim aici. Astea sunt minime. Dacă ne uităm în partea de sus a acestui grafic, avem maxime. Maxim, 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 maxim. Și aici posibilitatea unui nou maxim. Da? Și acum prețul, să știți că el nu doar urcă exponențial sau doar scade exponențial. Se mișcă în impuls corecție. Și lucrurile astea le vedem aici pe grafic. Haideți să iau un galben. Avem o creștere care se cheamă impuls, o scădere care se cheamă corecție. Din nou o creștere care este impuls, o scădere care este corecție. Impuls, din nou corecție. Impuls, corecție. Impuls, corecție, impuls, corecție, impuls, corecție, impuls, corecție. Și de aici pornește din nou un impuls. Acum, dacă ne uităm pe graficul acesta și luăm în calcul faptul că de cele mai multe ori prețul are tendința să se întoarcă la linia mea de suport sau la linia trendului, haideți să notăm acest lucru, avem cu negru linia trendului. Și sunt șanse foarte mari ca prețul să se întoarcă din nou la această linie a trendului. De unde știm noi că sunt șanse ca prețul să se întoarcă la linia trendului? Păi dacă ne uităm în trecut, ce s-a întâmplat? Păi în trecut prețul s-a tot întors la linia asta a trendului. În momentul de față, prețul nu se află în apropierea liniei trendului. Și avem câteva scenarii. Primul scenariu este în felul următor. Ca prețul în continuare să fie în creștere. Da? Deci de aici, haideți să iau o altă culoare, să iau maro. De aici prețul să crească în continuare, da? Astfel încât el să nu mai ajungă înapoi la linia trendului. Sunt șanse să se întâmple lucrul ăsta? Da, sunt. Sunt șanse să se întâmple lucrul ăsta. Însă, dacă ne luăm după ce au spus Ray Dalio și Warren Buffett, și anume că în următoarea perioadă companiile or să aibă venituri în scădere, sunt șanse destul de mici să se întâmple scenariul ăsta. Și atunci, un scenariu mai apropiat de realitate o să fie acela în care prețul o să înceapă să scadă către linia trendului. Asta înseamnă că în următoarea perioadă ne așteptăm ca S&P 500 să scadă. Până unde ne așteptăm să scadă? Păi ne așteptăm să scadă până în apropierea liniei trendului, adică până undeva pe aici, unde o să creeze din nou un minim și după crearea acestui minim, prețul din nou să înceapă să crească. Da? De ce ne așteptăm să crească de aici prețul? Pentru că asta s-a întâmplat în trecut. În trecut, prețul a început să crească din apropierea acestei linii de suport sau linii de trend. În momentele în care prețul a venit aici în apropierea acestei linii, a început din nou să crească. A început să crească, aici nu mai a ajuns. Așteptarea este, realistă vorbind,
e ca prețul din nou să vină în apropierea acestei linii și să înceapă să crească din nou de aici. Cât o să fie prețul S&P 500 în această condiție, o să fie undeva aici pe la 3200. Mare atenție, în momentul de față, S&P 500 este la 4000, 4200. Asta înseamnă că ne așteptăm ca în următoarele trimestre S&P 500 să scadă cu 1000 de dolari pe unitate de fond. Asta este așteptarea din punct de vedere tehnic. În același timp, asta este așteptarea și investitorilor, marilor investitori la nivel global, care spun că în următoarea perioadă șansele să apară o recesiune sunt destul de mari și companiile să-și scadă veniturile. Asta este din punct de vedere fundamental. Din punct de vedere tehnic, dacă ne uităm pe grafic, lucrurile sunt destul de asemănătoare. Adică așteptarea noastră pe următoarea perioadă este ca prețul unei unități de fond la S&P 500 să înceapă să scadă și să ajungă din nou la linia de suport sau la linia trendului și de acolo din nou să înceapă să crească. Asta nu înseamnă că o să fie o prăbușire a piețelor sau că o să fie o criză economică sau că nu o să mai avem joburi și nu o să mai avem ce mânca. Da? Deci nu asta este direcția pe care aș vrea să mergeți, ci mai degrabă o să se ieftinească unitățile de fond și acțiunile. Și asta reprezintă pentru noi o posibilitate de a investi la prețuri mai bune. Ceea ce eu îmi doresc, sper că vă doresc și voi, și care să ne ajute pe noi să obținem randamente mai mari pe următorii 5-10 ani. Ceea ce fac și investitorii. Acum, eu știu că în momentele în care piața scade, apare teama în noi că piețele o să se prăbușească, că nu o să mai existe și o să ne pierdem toți banii. Așteptări care nu sunt realiste. Însă, din punct de vedere emoțional, eu le înțeleg, pentru că și le-am trăit la rândul meu. Dar, dacă trecem peste aceste emoții și începem să luăm decizii logice, în momentele în care prețurile scad și ajung la niște niveluri foarte bune și foarte atractive, noi ar trebui să mult decât am fi investit când prețurile erau foarte sus. Așadar, chiar dacă în următoarea perioadă previziunea este ca prețurile o să scadă, asta reprezintă oportunități pentru noi. Și dacă și voi considerați că poate fi o oportunitate, de ce nu? Puneți-vă niște bani deoparte și pentru momentele în care prețurile ar să fie foarte jos, să puteți să veniți să cumpărați în condiții normale. Cam acesta a fost videoul pentru ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut și sper că v-ați luat informații utile. În cazul în care ce am discutat noi astăzi aici vi s-a părut că v-a ajutat, vă rog, lăsați-ne un like și un comentariu mai jos astfel încât să putem să dezbatem ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, ce ar trebui să aducem în plus la ce am discutat deja, astfel încât să creștem și mai mult nivelul de educație. Și vă aștept cu mare drag și în videoul viitor. Vă salut!